care sunt impresiile dumneavoastră în urma acestei sărbători? Noi suntem onorați în primul rând pentru că ați ales această locație, Arena Națională Chișinău. Sunt anumite evenimente care se petrec aici la Arena Chișinău, dar în această seară noi avem ocazia să urmărim un eveniment absolut deosebit. În primul rând pentru un număr impresionant de oameni și o bună și foarte bună organizare din partea noastră, ceea ce ne ajută și pe noi ca să petrecem oarecum acest eveniment într-o liniște oarecum și chiar vă spunem mai mult decât atât că avem și ce învăța de la stafful de organizare de la dumneavoastră. Să știți că ceea ce vedem acum este deosebit, impresionant și de ce nu este oarecum unical pentru, și pentru Republica Moldova, dar și pentru noi în calitate de gazdă Arena Chișinău. Ce v-a marcat cel mai mult din programul de astăzi? Sigur că este impresionant și este absolut unic să vezi așa o personalitate ca Will Graham în Republica Moldova. Mai rară ocazie să vezi personalități de talie mondială aici la noi, la Chișinău, într-o țară mică, dar ne bucurăm. Este, după cum vă spuneam, un eveniment deosebit și văd zâmbete pe fețele oamenilor. Înseamnă că am fost și noi la nivel, dar și în mod special evenimentul este de o calitate superioară. Are Moldova nevoie de astfel de evenimente? Cu siguranță da. Noi aici vă spuneam că avem mai multe evenimente de categorii diferite, concerte și rock și evenimente sportive și competiții, tot felul de campionate, dar toate, la toate nivelele oarecum încercăm să facem față de așa tip de evenimente, oarecum după cum e și titlul, oferă oarecum o speranță cetățenilor Republicii Moldova, pentru că trăim vremuri destul de complicate și grele, cu conflict armat la graniță. De aceea este oarecum o luminiță de speranță și asemenea evenimente sunt absolut necesare pentru Republica Moldova.